cori și au scos capul mic la soare să vestească sărbătoare. Cât de minunat ești în sărbătoarea primăverii, când toată făptura se trezește la viață, iar văzducul împrăștie tainica adiere de parfum al florilor, în sânul minunat a simfoniei păsărilor. Când soarele își răsfrânge razele în oglinzile nemărginite ale apelor, iar vântul, bine merismat, mâncăie cu sursul dulce glăsuitor al izvoarelor. Întreaga fire e plină de mâncăiere și iubire. Iubire lăsată să dăruie prin cea mai splendidă și firavă ființă de pe pământ, femeia. Toate comorele ascunse și nevăzute ale acestui univers nu le găsești decât în sufletul unei femei. Din el îți extragi seva vieții, din el aduni tot ce mai prețios și în el te vei și întoarce. E mamă a celor trei universuri care îți dăruiește nu numai sufletul, dar și viața ei. De-a dragul tău, femeie, pământul de ghiocei e plin și vin cocori în zare și cerul e senin. Ghioceii, membrii ansamblului Licurici, care ne vin totodată și cu o dedicație pentru toate femeile, pentru toate domnițele, pentru toate mamele, pentru toată femeia din univers. Bye.
frumusețe se află femei. Femeia a fost întotdeauna un simbol al frumuseții și al gingășiei deopotrivă cu cel al curajului și a biruinței. În cinstea ei, ne vine cu o deosebită prețuire și cuvinte din inimă primarul comunii Pripiceni Răzăș, Frunză Iacov, către toate femeile. Vă poftim în scenă, domn primar! Mulțumesc, domnule director. Bună seara, onoarea asistență. Bună seara, dragi consilieri. În așa nou, sărbătorilor internaționale a femeii, vin cu un mesaj de felicitare către toate doamnele, domnișoarele, mamele, bunicile și îngroște pentru femeie. Căci vorba poetului, mă reține ca femeie, ca și floarea, doar femeie poate fi. Vreau să vă felicit în această seară, să vă doresc multă, multă sănătate, multă fericire, să aveți bucurie, lacrimile pe obrazul dumneavoastră să fie numai lacrimi de bucurie și niciodată să nu știți de scârbă. Și totodată vreau să vă doresc să aveți pace în suflet, pace în lume și pace în țară. Vă mulțumesc mult și o sărbătoare! Mulțumim mult, domn primar! Cu alb și roșu, cu simbolul de preț al primăverii, venim către dumneavoastră, iubite mame, soții, bunicuțe, domnițe, să vă aducem zâmbetul pe buze și în inimi, să vă amintim că sunteți cele mai importante și să nu vă mai întristați niciodată. Să ne trăiți la mulți ani fericiți, stimate mame. Deci, fiecare din sală, mamă, fiică, bunicuță, deci veți primi acel simbol al primăverii, alb și roșu, fac un mărțișor. Deci sunt aceste mărțișoare din toată inima, cu toată dragostea, pentru dumneavoastră, stimați! Dumnezeu e Tatăl tău și mândru-ți corp de orhidee emană dragoste mereu. Femeia, pentru toți o taină, femeia-i vers înălțător, femeia-i mână angelină pe fruntea unui visător. Pe multe drumuri ne poartă viața, dar toate vin spre unul singur, drumul spre casa părintească, risipiți prin lumea mare ca niște păsări călătoare, totuși ne întoarcem la cuibul casei părintești, acolo unde ne-am născut, unde am crescut, la cărăruia copilăriei, la sălcâmul din poartă, acolo unde ne așteaptă, cu privirea în zare îndepărtată, mama. Invit în scenă elevii clasei a noua, a gimnaziului Pripiceni, ghidați de către o minunată profesoară, o mamă, un om, prieten, doamna Lucia Bujakovski. Să-i aplaudăm pe acești minunați copii, deoarece ei sunt copiii gimnaziului Pripiceni. Ne gândim la faptul că sunt din trei sate, ei sunt copiii noștri, copii minunați și până se așează, vreau să zic că ei sunt și o mândrie
deoarece în luna februarie, în pofida faptului COVID-19, acești copii minunați au locuri premiante la Olimpiada Raională, alături de toate liceele din raion. Biologie, chimie, istorie, limba română, engleză. Deci aceștia sunt copiii noștri, deci îi aplaudăm și le oferim cuvântul. Pământ,
ziua mea mai bună, simțită mea chemare. Și a venit din nou sufletul în palme să vă omagie iubite, scumpe mari. Uite, băiguță bună, a mai trecut un timp și a voastră zi senină din nou ne reunim. Să vă aducem slavă, din nou ne-am pregătit și o servare mică noi toți am împlopit. Versul și în cântec vă spune despre tine, mămica mea iubită, tot ce se poate spune, cele mai dulci cuvinte, am vrea să le auzi. Și melodii frumoase îți vom cânta, să asculți. Să le spui povești amuzante din viața ta, minunată. La mulți ani, la
înseamnă goală și nu renunța niciodată la ceea ce dorești. Crede în tine și mergi doar înainte. Iubită mamă, te felicit din inimă, o casă zile de un patnic. Îți doresc ani mulți de viață, iar de fericirea ta voi avea eu grijă. Iubită mamă. Mie, ești pentru mine unde au, când întotdeauna mă mai înțeleg și mă susțin. Doresc în toată viața să fiu fericită. Dragă femeie, cred că în această zi să se întâmple o minune pentru tine, iar anul acesta să dăruiască o mulțime de posibilități ca să-ți realizezi visele. Scumpe femei, inima vă doresc să fericit de fericire, de care să vă pară în posibilități, pentru să fiți în stare să vă atingeți de vechile astăzi, să fiți conducători de sentimente frumoase și dragoste luminoase. Dragă femeie, îți doresc să fii un ceai fierbinte, un o zi de iarnă, o floare în grădină primăvară, o înghețată gustoasă în zilele toride de vară, un zâmbet cald toamnă. Îți doresc să fii iubitoare, frumoasă și mega fermecătoare. Îmi felicit pe cea mai minunată femeie, cea care mi-a dat viață, cea care m-a învățat să cresc corect. Fie ca bolile și neplăcerile să te ocolească. Să ai în viață doar momente fericite, iar în viitor să te aștepte doar succes. Fie ca dragi înainte, îngerii voștri să alunge toate grijile voastre cât mai departe de casă, iar în suflet să vă aducă liniștea și zâmbetul pe față.
chemat Virii. Nu l-am sărbătorit niciodată ca tare, dar această primăvară este un anotimp împlăcător, te vezi, mămică. Tu ești cea care mi-a transformat zilele într-o primăvară. Tu ești cea care, când mi-a fost rău, ai fost alături de mine și m-ai încurajat. Tu ești cea care, când mi-a fost bine, ai fost alături. M-am gândit pentru toate darurile pe care le-ai făcut de-a lungul timpului să-ți mulțumesc. Și am ales această comoară în care am închis toată dragostea mea și o rază de soare de primăvară aceasta frumoasă. Te iubesc, mamă! Multe doruri de are om, dor de cânte, de prieteni, dor de voi și dor de stele, dar cel mai puternic e dorul de mamă, că cine n-are dor de mamă, nu-l poate ca tot cam. Azi aici, mâine departe, ușor de plai se desparte. Yeah.
de-i prin cerul steaua lină, de-i prin cerul steaua lină, te-aș găsi cât o lumină. Mereu te-aș întreba, când dori, Maică, dumneata, de te-i face spic secară, te-aș găsi după povară. Și te-aș întreba tot eu, nu ți-i mai puliță greu, de-i fi ramă păsărică, tu pădlat te-aș găsi, mămică. Te-aș întreba în limba ta, ce dor ai de cânti așa? De te-i face în băi o floare, te-aș găsi după suflare. Ți-aș spune vorbe cerești, Maică, tot frumoasă ești. Dau nimeni, da? Sunt multe cuvinte frumoase, cuvinte dulci, armonioase, dar ce mai spun și pe cum cuvânt, e mama.
foarte calme, încurcând ce ele lipezesc, ei numai tălbi și ele numai palme. Acesta e destinul femeie. Ce fac femeile de lume? Nimic măreț, nimic până tot. De-ar fi pornit pe cale glorioasă, ar fi ajuns și dincolo de cer. Ei fac ce fac și tot ce fac se vede, mă strică mult și ele de-a trecut. Și de aceea nimeni nu le crede. Fac, mătrânesc și nu mai pot. Așa e mama și-a fost bunica și ca ele mâine îi voi fi. Ce facem noi, femeile, de mica, de bucura? Suntem venit al firului de arță, cuie care l-ați făcut în noi. Ce vreau cu noi, femeile, în viață, dar e și posibil să rămâi.
fost elevii clasei a noua. Vă mulțumim din suflet, dragii noștri, să aveți un viitor frumos și luminos. Să fiți iubite, să iubiți, să ajungeți să fiți mămici, bunicuțe și străbunicuțe. Și chiar acum veți primi în dar de la băieți, într-adevăr, câte o floare adevărată. Deci este pentru voi, dragile noastre, aplauze pentru acești copii minunați. Nu în ultimul rând, aș vrea ca să o invit încă o dată alături de mine pe Splendida, deosebită, neobosită, dirigintă Burjakovski Lucia. Acești copii minunați este meritul dumneavoastră. Mulțumim, doamna Lucia! Vă mulțumim, dragile noastre! Dor de cântec, de prieteni, dor de viață și dor de stele. Dar cel mai puternic e dorul de mamă. Căci cine n-are dor de mamă, vântul poartă ca pe scamă. Azi aici, mâine departe, ușor de plai se desparte. Invităm în scenă pe micuții ansamblului de copii Licurici cu cântecul Mama. Frumusețelor,
Deci primiți și voi în dar de Ziua Internațională a Femeii câte o floricică. Floricele primesc flori. Da? Ghiocei primesc flori. Aplauze pentru acești copii minunați. Fiți sigur că cine sunt ei? Sunt mândria părinților, a mămicilor, a tăticilor, a surioarelor, a frățiorilor. Să ne fiți sănătoși!